Bună ziua, bun găsit la The Rebriefing. Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este una într-o notă generală. Lucrurile discutate nu sunt recomandări de tranzacționare. Efectul de levier amplifică aceste riscuri dacă utilizăm instrumente cu levier. Avem în ofertă și instrumente de tipul acțiunilor clasice, care nu implică levier sau alte instrumente. În același timp, performanțele trecute nu reprezintă o garanție a celor viitoare și în anumite situații se poate să am expunere în piață pe instrumente discutate sau altele corelate cu acestea. Să vedem, după o sesiune foarte complicată ieri, nu pare așa dacă ne uităm la grafic, pare destul de simplu, dar ieri a fost o zi plină, abundentă informația și destul de dificil de navigat în această perioadă fără un suport informațional, un suport de știri bine pus la punct. Am reținut mai multe lucruri. În primul rând, pe când discutam, Draghi începuse deja speech-ul său și euro-dolar reacționase, dar cu întârziere a reacționat și Bursa germană, pentru că până la urmă indicele DE30, care avusese o creștere lentă în primele minute, a cunoscut o explozie ulterioară. Și Draghi, practic, a redeschis ușile unui nou program de injecții de lichiditate. A spus că programul APP, adică acela de injecție de lichiditate, se numește altfel decât în Statele Unite, dar înseamnă același lucru, o creare de monedă electronică cu care Banca Centrală achiziționează titluri. Deci acest program are spațiu considerabil, considerable headroom, deci practic ar putea să crească dacă perspectiva nu se îmbunătățește, stimulente suplimentare ar fi necesare. Apoi, ceea ce a contat de asemenea a fost un material pe surse al Bloomberg, care susținea că primul pas ar fi totuși nu QE, ci o tăiere a ratei de dobândă. Tăierea ratei de dobândă când suntem cu rata de depozit în zona negativă și cu referința la zero. Da. Despre asta este vorba. Posibilă și cu un tiering, cu o etajare, dacă aș putea spune așa, adică anumite bănci să nu fie penalizate până în anumite sume pentru ceea ce nu utilizează, ceea ce parchează la BCE. Dar abordarea aceasta a fost locomotiva principală pentru evoluția bursei germane. Iar dinamica a fost foarte puternică și în mai multe etape. La un moment dat, pe după amiază, au preluat ștafeta investitorii americani. Dar ceea ce este interesant este că datele macro au fost citite într-o perspectivă favorabilă. Chiar, de exemplu, datele foarte slabe dinspre țev, și pentru Germania și pentru zona euro am avut o dezamăgire puternică. Aici, pentru Germania, minus 21,1 față de minus 5,8 anterior, față de minus 2,1 anterior și minus 5,8 așteptat, este o cifră foarte slabă, printre cele mai coborâte din ultimii ani. Iar datele la nivelul inflației, iarăși indicele core armonizat 0%, dar o evoluție lunară mai slabă pentru CPI și pentru CPI core și o balanță comercială cu un surplus care se diminuează. A fost un schimb de replici ieri, un meci de ping-pong între Draghi și Trump. Trump a fost foarte nemulțumit de această atitudine a Băncii Centrale Europene, spunând că este nedrept față de Statele Unite și ulterior, când
când a încercat să aducă argumente de ce Europa va câștiga în raport cu Statele Unite, a făcut o trimitere către DAX, către bursa, indicele bursei germane. Deci, DAX-ul, iată, DAX-ul crește și se bucură, ideea fiind că nu doar că e o abordare stimulativă, ci că această bucurie a Germaniei vine în detrimentul sau pe seama sau cumva aproape pe spinarea, nu au fost cuvintele acestea, dar grupând tot mesajul pe spinarea unui euro mai slab care va ajuta exportatorii. Și asta și nu este în favoarea Statelor Unite. Bursa germană se bucura, cred, oricum, chiar dacă nu s-ar fi gândit la acest aspect, dar o anumită contribuție, bineînțeles, e posibil să existe, dar modul în care pune problema președintele american nu este unul de natură să liniștească, aș zice eu, investitorii europeni pe termen mai lung. Deocamdată însă a fost entuziasm. Și după aceea, saga a continuat, Draghi a respins ferm aceste afirmații, susținând că nu se țintește o valoare a monedei. Am avut și date din piața imobiliară, piața construcțiilor în Statele Unite, autorizațiile de construcție mai slabe, dar construcțiile nou începute cu 0,03 milioane peste așteptări, deci building permits 1,29 față de 1,3, housing starts 1,27 față de 1,24. Privința relațiilor cu China, mai întâi a existat niște comentarii pozitive de dimineață, apoi Global Times Editor a spus că există foarte multă neîncredere încă și apoi președintele Trump, înainte de, sau nu, chiar pe la deschidere, a spus am avut o foarte bună conversație cu președintele chinez, vom avea o întâlnire prelungită, extinsă la G20 și echipele încep să discute înainte de acest moment. Și s-a deschis poarta optimismului și bursa din Statele Unite a recuperat după ce de dimineață prinsese cam 0,7%, a mai crescut încă pe atât și s-a așezat ulterior ceva mai jos. Pentru că ziua nu se încheiase. Am avut informații pe surse despre și ulterior posibil să fie confirmări oficiale, dar informațiile au fost că în februarie Trump s-a gândit să-l destituie pe Jerome Powell. Cu alte cuvinte, atât de nemulțumit de abordarea sa pe care o consideră restrictivă, a vrut să-l demită. După aceea, tone au curs știrile în platformă și nu numai, pe unde mă uitam, erau știri despre Kudlow, Lighthizer, care încercau să convingă piețele că poziția lui Powell nu este amenințată, că nu sunt probleme, că lucrurile merg bine cu China, că nu avem încă o decizie, dar că faptul că avem o legătură cu Mexicul, că s-a ajuns la o înțelegere cu Mexicul, face mai probabil un acord cu China, a fost un mediu extrem de influențabil, dar în linii mari, impulsul dominant dat de dimineață de Draghi, ulterior de Trump și de mesajul său vis-a-vis de China, care a prins la temperatură, a dus la temperatură înaltă speranța unui acord cu China, nu au mai putut fi oprite din drumul lor de a propti piețele. Piețele care începuseră pesimist și probabil asta a creat precondițiile unui parcurs foarte bun. Vă mai amintiți pesimismul de dimineață din bursa germană. Contextul acum este cel al unor așteptări înalte vis-a-vis de Banca Centrală și de decizia pe care o va lua. Eu îmi amintesc că Powell a spus în câteva ocazii că Fed-ul nu lucrează cu ceea ce s-ar putea întâmpla
în ceea ce privește aspecte politice, și aici se referea la planul fiscal, se referea la taxele vamale și că Fedul, sigur, bineînțeles, asta este ceea ce s-a comunicat. Bineînțeles că Fedul nu poate și participanții, în mod indirect, nu pot să nu ia în calcul ceea ce se poate întâmpla, dar cred că în momentul de față, ideea de bază este s-au impus acele taxe vamale pentru 200 de miliarde, s-ar putea să se impună pentru alte 300, nu se știe. Nu le luăm în calcul pe acelea 300, dar le luăm în calcul pe acestea deja impus. Întrebarea majoră este, dezvăluirile de ieri îl vor face pe Paul și pe alți membri să fie ceva mai doviși sau nu? Și haideți să ne uităm la probabilități. Probabilitatea de a vedea o tăiere de rată de dobândă față de ce era ieri, dar a fluctuat pe parcursul zilei, pare mai mare. În realitate este, depinde de ora la care ne uităm, este puțin mai mare sau chiar puțin mai mică. Deci, în linii mari, n-aș spune că s-a schimbat mare lucru după dezvăluirile de ieri. Ar fi în continuare o mare surpriză. Întrebarea este, și dacă vreți să analizați sesiunea de astăzi, decizia Fedului care va fi foarte urmărită. Fedul este în general interesant, dar unele sesiuni sunt mai plictisitoare. Acesta nu va fi, tocmai pentru că nivelul implicării în piață, open interest-ul, pozițiile deschise pe futures, mai ales în lumina dezvăluirilor de ieri, sunt poziții mai volatile, mai vulnerabile, mai agitate. Mă uit pe întrebările dumneavoastră pentru a nu lăsa să se adună foarte multe. Bun, despre indicele german, suntem la faza aceasta de pregătire și apoi să trag niște mici concluzii. Care este corelația T-Note cu indicii? De ce este atât de important? Păi, T-Note-ul este foarte important pentru că este unul dintre indicatorii prin care ne uităm la dobânzi. Și dobânzile fac, de exemplu, ca o monedă să fie atractivă sau nu. Dobânzi mari fac moneda să fie mai atractivă decât dobânzi mai mici, normal. Iar în piața de capital, dobânzi mai mici, apropo de asta, dar ajungem la discuții foarte, foarte îndelungate, dacă ar fi să spun aproape tot ce am citit și tot ce am parcurs doar în sesiunea de ieri, ne-ar trebui vreo 3-4 ore, cred, pe puțin. Dar, ca idee, unii investitori se uită la raportul, la comparația între randamentul dividendului și randamentul titlurilor de stat. Să zicem pe 5 ani sau pe 10 ani. Deci, când dobânzile sunt mai jos, atunci acțiunile par mai ieftine. Când dobânzile sunt sus, acțiunile par mai scumpe. Și logica este foarte simplă dacă comparăm, de exemplu, cu un depozit bancar. Mă duc la bancă, dacă am dobânzi foarte mari, de ce să mai mi-asum riscuri în condițiile în care am acolo siguranță și dobânzi mai bune decât ce? Asta e întrebarea, cu ce compar? Cu cât a crescut bursa anul trecut? Nu, că asta nu se știe dacă se va mai întâmpla sau nu. Mă uit la ceva ce e mai aproape de un nivel de siguranță, deși nici acela nu e cert, nivelul dividendului, randamentul dividendului, adică dividendul împărțit la prețul acțiunii. Și fac o comparație. Deci când dobânzile scad, atunci acțiunile devin mai atractive. Dar este un mic aspect de discutat aici. E un mic trick, anume lucrul acesta funcționează mai puțin când se intră într-o perioadă de panică și atunci scad și dobânzile pot să scadă și acțiunile. Dar asta este foarte bună întrebarea. Apoi, bun, despre US 500 o să ne uităm ce niveluri ar putea atinge. Amestecul lui Trump în politica monetară nu încalcă principiul separației puterilor în stat după legea americană. E o lege a independenței băncii centrale. Până acum era un fel de înțelegere, așa se poate cometa până la un punct. Trump este mult mai agresiv, dar la urma urmei
acea independență a băncilor centrale a fost obținută prin ce? Prin niște decizii politice. Iar teama unor participanți este ca voința politică să meargă în sensul celălalt. Dar președintele are pârghii prin care poate schimba componența, deci poate numi niște membri, poate propune spre numire, ei trebuie și acceptați ulterior, dar are cu siguranță pârghii prin a orienta cumva politica monetară. Însă politica monetară este mai eficientă atunci când este considerată a fi independentă și nu, o anexă a unei poziții politice. Deci, Fedul nu este o putere în stat, deci nu vorbim de separația puterilor în stat, dar vorbim despre un acord care s-a construit în timp. Nu a fost neapărat așa la început cu cele mai multe bănci centrale, dar care a dus la ideea aceasta că independența este un plus de eficiență. Piețelor nu le place ideea aceasta de intervenție. Deci ideea de intervenție nu este dezirabilă, dar sensul intervenției s-ar putea să le placă. Și atunci sunt așa prinse într-o dilemă. Metoda nu le convine, dar rezultatul nu e cu totul neplăcut. Bun. Dacă Fed nu dă semne de tăiere și este asociat cu remarca lui Draghi pentru o nouă posibilă rundă de stimulare, credeți că am putea vedea 1,10 pe EURSD chiar foarte curând? Nu suntem la EURSD, dar voi spune că dacă Fedul este pronun nu livrează promisiunile dovish, EURSD probabil că va avea serios de suferit și cred că și 1,10 1,10 și ceva, nu neapărat 1,10,00, ar putea fi atins relativ curând și 1,10 iarăși în una, două, poate două, trei sesiuni, mai corect spus, nu ar fi imposibil. Bun, dacă anunță doar o singură reducere până la final de an, cât se vor corecta piețele? Sau nu, și mai simplu, piețele se vor corecta și răspunsul meu este da și probabil cu violență. Cât de mult? E de văzut. Haideți să discutăm exact acest miez care este nivelul probabilităților. Să vă uitați, faceți un print screen sau notați-vă valorile acestea înainte, nu acum, înainte de decizie, înainte de ora 9 și apoi uitați-vă la 9 și câteva minute și apoi pe parcursul conferinței după 9 și jumătate. Pentru că e importantă ședința fiindcă avem și conferința de presă. Și deci spațiu serios pentru explicații și pentru detaliere. Grosul va apărea probabil în primele 10-15 minute, dar surprize mai pot fi și pe final. Deci în principiu de la 9:30-9:45 până la 9:45 e cel mai important moment. Aceasta este ora, să verific și în calendar să nu fie apărut modificări. Asta e ora standard, 9:30, da. Bun. Deci, uitați-vă la aceste probabilități. Dacă se merge spre stânga, este negativ pentru dolar. Dacă se merge spre dreapta, dacă cresc aceste probabilități, mai degrabă acest 2,25-2,50, dacă vedem o creștere mult peste 16, atunci este pozitiv pentru dolar și negativ pentru burse. Și pentru decembrie, dacă semnalizează doar o tăiere a ratei de dobândă, deci piețele nu așteaptă acum ca să promită, gata, până în decembrie avem 3, 2, 3, 4 tăieri. Nu, dar se așteaptă să se meargă în sensul acela și pentru iulie să semnalizeze o tăiere de dobândă. Dacă nu o face, va fi agitație mare în piețele bursiere. Dar uitați-vă aici pentru decembrie. Avem o probabilitate de 15% pentru o tăiere, 35% pentru 2, 32% pentru 3, 12% pentru 4 tăieri și 1,7% pentru 5 tăieri de rate de dobândă. Deci dacă ne uităm, cel mai probabil e să fim în zona aceasta, deci în zona a 3 tăieri de rate de dobândă. Iar poza aceasta pentru decembrie va fi la rândul său importantă. Și
Parcă văzusem o întrebare la un moment dat dacă avem o corecție azi înaintea Fed. Da, dacă era o întrebare, nu știu dacă e întrebare sau afirmație, dar răspunsul primim deja, până să spun că ar fi natural după o asemenea creștere, piețele încep să o ia în jos și pare că 304 este un pic vulnerabil, dar la cum se mișcă? Haideți să vedem dacă avem vreo știre. Chestiunea asta cu Iranul este o altă problemă, nici n-am apucat să discutăm despre ea. Iranul a fost în atenția oficialilor americani. Apropo, vom avea un alt ministru al apărării, nu va fi Shanahan, asta înseamnă mai multă agitație și mai multă tensiune, zic eu, pentru că e incertitudine și pentru că piețele se tot întreabă dacă nu cumva se va ajunge la un conflict cu Iranul. Și declarație din partea Iranului. Sistemele noastre de rachete pot atinge cu precizie portavioane din regiune. Adică e destul de clar, cred, despre ce ale cui portavioane este vorba. În același timp, toată lumea spune că nu dorește să merge spre un război și vom avea o întâlnire între Statele Unite, Franța, Germania și alte câteva state la Paris săptămâna viitoare, tot pe tema Iranului. Luni, Iranul spunea că în 10 zile va atinge nivelul de uraniu permis prin acordul anterior. Deci a grăbit atât de tare procesul încât va atinge acele limite. Și vom vedea după aceea ce se întâmplă 10 zile, deci o săptămână și ceva, până la finalul săptămânii viitoare. Vom vedea ce se întâmplă atunci. Întâlnirea de la Paris va fi înainte de acest moment. Așadar, și neliniști în privința Iranului, care este mult mai aproape de Europa și care se înțelege în Europa. Nu este doar Iranul. Iranul are aliați și lucrurile pot să iau o altă turnură dacă aceștia se implică. Bun, la ce ne uitam înainte? Deci ideea aceasta unei corecții pe DE30 pare o chestiune normală. Deocamdată însă dacă avem un fel de flag aici, haideți să vedem, deci cam 50 de puncte, să le luăm dintr-o zonă înaltă. Ținta ar fi fost atinsă de aici, ar mai fi fost puțin spațiu, deci minimul unei ținte am putea spune că la limită pentru corecție a fost atins, dar mai degrabă aici e cazul să ne folosim de tehnica Fibonacci, pentru că după asemenea fluctuații mari, în general tinde să funcționeze mai bine. 272 suport, 244 și undeva în zona 208-220. Cam pe aici văd cel mai puternic suport, pe la 209-210. Deci dacă începe o scădere mai amplă. Rezistența este la 320, 340, 360, 12.400 și 455. Acesta e cel mai important nivel și dacă suntem aici, un Fed stimulativ, un Fed care să își salveze cumva onoarea, nefiind ultra dovish dintr-o dată, dar care să arate că în iulie probabil avem o tăiere de rată de dobândă. Poate că mergem și mai departe în lunile următoare, aducând în discuție inflația și nu faptul că președintele Trump ar fi vrut să-l destituie sau că Draghi face ceva ce poate unii ar spune că duce la devaluare competitivă. Fără aceste lucruri, pur și simplu legându-se de datele macro, de stresul comercial, de incertitudine, dacă protejează astfel așteptările investitorilor, cred că ar putea să mai injecteze pentru o vreme optimism în piețele de capital. Și asta și pentru IS500. Dar întrebarea aceasta dacă putem avea forfecare pe IS500 în timpul conferinței de presă sau va fi un singur sens. Cred că vom avea deci
Gândiți-vă la strategiile acelea de tip high frequency, care așteaptă astfel de momente, așteaptă declarații, așteaptă lichiditate scăzută și volatilitate în creștere, pentru că viteza lor le permite să beneficieze și pot să beneficieze când există un sigur sens, dar preferă fluctuații ca după aceea piața să-și aleagă sensul și nimeni să nu mai știe până la urmă ce se întâmplă. Și până se dumiresc, cei care au strategii mai rapide, momentum, following sau strategii complexe, au de câștigat. Deci, eu aș înclina către un pic de forfecare. Nu un singur sens. Însă, direcția în care va merge mai apoi piața, eu tind să cred, după ce am văzut ieri, pentru că știți că am spus de mai multe ocazii că flexibilitatea e foarte importantă, deci în fața unor dovezi ne schimbăm percepția. Nu așa ne răzgândim că ne apucă teama sau că avem noi niște îndoieli sau că pur și simplu a trecut prea multă vreme și n-am luat o poziție, dar direcția în care merg piețele ne arată așteptări foarte mari. Mi s-ar părea neobișnuit ca Fed-ul să se pună împotriva lor. Și de aceea eu tind să cred că la ora 9, dar mai este la ora 9 și jumătate, pentru că la 9 avem doar comunicatul de politică monetară și acolo pot apărea niște cuvinte cheie, dar mai ales la 9 și jumătate vor primi investitorii ceea ce își doresc și că piețele, poate cu unele trepidații, dar vor continua ascensiunea. Asta este ceea ce aș vedea în primul rând, întâmplându-se. Este scenariul principal. Până atunci, mai este loc de ajustare. Bineînțeles, pot să văd oricând, putem să vedem oricând aici, câte o postare din partea președintelui sau din partea editorului China Global Times sau din partea unui alt oficial important care să spună, da, deși ne întâlnim, totuși discuțiile noastre s-ar putea să nu ducă la un rezultat în privința Chinei și atunci am avea dintr-o dată 10-15 puncte pierdute, poate mai mult. Suport la 2918, 2911 și 2900, rezistența pe la 2930-36 și dacă mergem de 36, dacă mergem mai sus, vom uitați acest gap din mai, ar fi acoperit pe la 2944 și de atunci am intrat într-o altă lume. Dacă îl acoperim și mergem mai departe, asta ar putea să însemne că un investitor doresc maxime istorice. Dacă îl acoperim și piețele obosesc la scurtă vreme după, ne paște o corecție. Bun. Mă uit pe alte întrebări. Sper să nu fi scăpat, că au fost foarte multe de data aceasta. E o reală bucurie, să știți, pentru că așa îmi dau seama ce lucruri sunt mai neclare, apar și informații, apar și puncte de vedere noi, toată lumea câștigă din această dezbatere. Bun, avem și o întrebare nouă, deci dacă pe bursa de la New York, care e raportul între rezidenți și nerezidenți? Nu mi-amintesc cifre și nici nu m-am uitat recent pe asta. Este o piață foarte deschisă, sumele absolute sunt uriașe din partea nerezidenților, dar capitalul rezident este extrem de important, dar nu vreau să vă spun. Am niște cifre în minte acum, nu vreau să vă spun greșeli. Este o situație, însă, este o piață cu mult, mult mai deschisă decât ceea ce avem în China și decât ceea ce avem în mai multe piețe europene. Însă, nu departe de ceea ce vedem în piața cea mai deschisă europeană, care este, mă rog, încă europeană, care e Londra. Dar spuneți-mi mai la ce v-ați gândit cu această idee, dacă rezidenții ar avea o percepție și nerezidenții ar avea alta sau dacă s-ar retrage. Piața de capital americană este cea mai lichidă și gândiți-vă că sunt companii care abia s-au listat, v-am mai povestit despre Beyond Meat, care, deci, avea volume de peste 10 milioane de acțiuni la o valoare a acțiunii care a fost și 200, deci asta înseamnă 2 miliarde, peste 2 miliarde de volum zilnic, la o capitalizare de peste 10 miliarde. Deci 20% din market cap
20% din market cap tranzacționat zilnic. Imaginați-vă un, știu eu, Banca Transilvania, cât are capitalizare? 10 miliarde de lei? 12 miliarde? Oricum, ceva în zona aceasta, 11, 12, nu le țin exact și nu e relevantă cifra exactă, dar imaginați-vă cum ar fi să avem un volum de 2 miliarde de lei pe Banca Transilvania zilnic. Adică de vreo 350-370 de milioane de euro, nu? Ar fi altceva, ar fi o altă situație. Deci nu mi-aș pune probleme neapărat de adâncime din punctul ăsta de vedere sau probleme de influență că nerezidenția ar schimba lucrurile. În schimb, în piața de datorie suverană, da, sigur, trendurile sunt importante pe termen lung. În piața de datorie suverană, da, avem China, avem Japonia, avem Corea de Sud care au detineri relevante de titluri de stat. Bun. Observație cu siguranță, Draghi va răspunde subtil lui Trump azi în discursul de încheiere de la Sintra. DAX un nou vârf. Bursa din China a crescut, n-a ajutat asta foarte mult. DAX-ul este sensibil și la ce se întâmplă pe teme comerciale. Am văzut un material, cred că era pe Bloomberg, despre cum din tensiunile dintre SUA și China, două țări europene au câștigat foarte mult, Franța și Germania. Pe un anumit canal ar câștiga, pentru că ar însemna că ceea ce nu importă China din SUA, în urma unor taxe vamale mai mari, ar putea să importe, deci cea mai grea de substituție este cu importul din aceste state. Da, dar asta înseamnă să faci ca bancul acela cu puricele, cu naturalistul amator, care îi spune puricelui să sară, puricele sare, după aceea îi taie picioarele și îi spune puricelui sări. Puricele nu mai sare și naturalistul notează dacă îi se taie picioarele, puricele nu mai aude. Deci cam asta ar fi. Nu e singurul efect, ci sunt cu totul și sunt multe efecte care domină acest aspect. Adică Europa la rândul său exportă în China foarte mult. Dacă China încetinește, ai nevoie de mai puține produse, overall. Bun, cred că tinde să devină un... Bun, mă bucur că v-a plăcut bancul. E unul dintre acelea vechi, destul de simple, care mi-e plac foarte mult. Dar, bun, pe bursa germană, n-aș miza neapărat că Draghi poate să o pompeze, să o susțină, corecție, să o susțină, să o ducă la maxime, așa, fără probleme, dar a spune că se va inspira copios din ce se întâmplă în SUA. Pachetul de date macro de astăzi, Lautenschlager, Curie și Draghi, cum bine ați remarcat, la Sintra, în Portugalia, o zonă foarte frumoasă, am fost prin zonă pe acolo. De asemenea, decizia Fed e cel mai important reper al zilei. În concluzie, pentru US 500 avem o stare de așteptare, pentru D30 o stare de așteptare un pic mai reținută cu anumite corecții, dar după așa creștere peste 3% e minor ce se întâmplă deocamdată. Așteptările mele sunt ca Fed-ul să nu dezamăgească, să ducă la o reacție pozitivă. Ulterior însă piețele se vor întreba dacă e de ajuns. Deci, s-ar putea ca, dincolo de primul entuziasm, nu neapărat chiar în sesiunea de astăzi, dar în una, două sesiuni să apară și corecții. Chiar cu o reacție favorabilă. Dacă nu avem din partea lui Powell ceea ce se așteaptă, dacă rezistă la toate apelurile de relaxare a politicii monetare, ce s-ar putea întâmpla? Părerea mea că am vedea între minus 1,5% și minus 2,5%, poate chiar minus 3% pe US 500. Asta ar fi ideea pe care o am în vedere. Un grafic mai simplu însă, aici weekly și o să încheiem cu piețele de capital, și o să trecem foarte rapid pe alte instrumente, pentru că aici am discutat elementele de bază.
Asta și în privința segmentelor. Dacă vă uitați doar la anumite segmente, ulterior la înregistrare, și constatați că unul are o lungime foarte, foarte mică, înseamnă că e posibil ca anumite alte aspecte macro să fie dezbătute în cel segmentul de lungime mai mare. Dar ce mi-a atras mie atenția este acest grafic pe termen mai lung, care arăta până la recuperarea recentă a fi un pattern de top, de rotunjire, de maxime. Ei bine, cu această revenire rapidă și cu presiunea pe care o punem pe vârfuri istorice, pentru că ne apropiem de ele și doar în foarte scurt timp, piețele au recuperat notabil, generând un engulfing bullish acum 2 săptămâni, și adoptând o poziție foarte liniștită săptămâna trecută. Ei bine, configurația pare a fi una, vine greu să o spun, dar dacă mai creștem și închidem pe finalul săptămânii sus, s-ar putea să amenințăm vârfurile istorice. Iată ce voiam să vă comunic. Dacă lucrurile continuă în această direcție, aspectul tehnic ar putea însemna că ne paște poate un episod de euforie din aceea debordantă, cea pe care nu am avut-o până acum. Am avut ceva apropiat înainte de scăderea din decembrie anul trecut, apoi am avut o revenire destul de importantă, parcă n-am avut haosul acela emoțional puternic. Ei bine, dacă investitorii se bazează pe acțiunile băncilor centrale, care, iată, tind să arunce cu lichiditate în stânga și în dreapta, atunci probabil că mai avem doar de trecut hopul discuțiilor între China și Statele Unite. Și asta vom vedea spre finalul acestei luni la summitul G20. Dar vreau să vă arăt această idee care pentru mine a fost un eye-opener, mi-a schimbat perspectiva. Aveam săptămâna trecută un semnal de oboseală, piața era pregătită să scadă și apoi gata. Speranțe de acord cu China, Draghi care vine și semnalează că e foarte aproape. Apropo, un lucru important. A spus Draghi următorul lucru. Ca să se treacă la o politică mai relaxată, pragul pentru o acțiune este nu ca datele să se înrăutățească, ci ca să, deci, să nu mai avem o îmbunătățire. Dacă datele rămân la nivelul actual, deja se va merge spre acțiune. Este o completare care schimbă și face mult mai pronunțat mesajul dovish. Nu știu dacă ați văzut asta. Dacă n-ați văzut, înseamnă că clar a meritat chiar și din acest punct, doar din acest punct de vedere, să participați la webinarul de astăzi. Pentru că dacă datele macro nu se îmbunătățesc, Draghi continuă injecție de lichiditate. Și asta este foarte relevant. Însă, un șoc important poate să fie cel al impunerii unor taxe vamale pentru China. Chiar dacă o face doar SUA, asta va ajunge și în Europa. Însă vom vedea, ne apropiem de acel moment. Bun. Observație anterioară, apropo de nerezidenți, cum influențează valoarea dolarului NISE și puterea de cumpărare americană, respectiv a nerezidenților, în funcție de ce face Fed. Corect, e un aspect de luat în calcul. Bun. O altă observație este, nu vreau să mă gândesc ce va spune Donald Trump dacă JP, Jerome Powell, nu livrează. Da, probabil că nu va avea nevoie, va avea nevoie de foarte multe tweet-uri pentru că nu-i va încăpea tot un 1, 2 sau 3.